Da, zice urât odată, Bianca, iară, fără să zică nimeni nimic. Da, da. Cu ce? Ce? Lipsă de respect, frate. Ce a zis, că nu știu? Ce a zis? A, cu Pălinga? A fost un moment, da, că place-l Nicoleta, că nu știu ce, că, că nu i l-a prezentat, că nu știu ce. Dar, na, urât. Păi și dacă i-ar plăcea Pălinga, care ar fi... Hai, mă, să fii serios, băi, Alin. Hai, păi... că ești om de 30 de ani, frate. Păi dacă i-ar plăcea... Știi când se zice un lucru... Ca eu nu înțeleg, nu mai poți să zici la om că îți place ceva, că îi place la cineva ceva, că se interpretează altceva. Nu se interpretează, i-a auzit despre Nicoleta, auzit. Nimic nu-i bine. De ce nu s-a găsit altcineva, să zic? Dacă i-a auzit... Că i-a face asta. Că i-a face asta. Nu, ăla cu Pălinca nu-și mi-a numai. O să fiți prieteni buni, tu, Nicoleta, și Alin cu Bianca. Da, o să fim... Ar trebui unde-i tâmpat. Da, da, cu, da. Ascultă-mă, cu el n-aș avea o problemă să fim prieteni, că e băiat ok, n-am treabă. Ia-i capul, a, răutăților. Ce faci? Eu am înțeles că el nu-și mai dorește, dar ei nu au înțeles asta. Și asta a fost greșeala lui. Trebuia să spun. Doar asta am zis. Fiecare din noi am zis, s-a simțit la un moment dat că vrea acasă, de asta nu înseamnă că l-am ascultat până la capăt, că așa o cere și Radu să fie votat și niciodată nu l-am votat. M-a întrebat de weekend-ul și la ce oră ai venit acasă și dacă eram trează și așa și că el dacă nu înțelege. Dacă, nu, eu, dacă eram trează, că, adică dacă dormeam sau dacă ți-ai dat seama că am ajuns. Dar eu nu știu, față, dormeam. Ce mai văzut? Dormeam, nu, dar el a crezut că ai venit la 6-7 și că el nu înțelege de ce se stă în club până la ora 6, el nu înțelege asta. Mam, v-ați găsit și voi subiecte discuții, serios? Da, dar a venit de la el, eu mâncam cu Manu și a venit și să... Da, s-a început discuția și... Și ce ai zis că m-a întors de vreme? Ha? Ce ai zis când aflat că m-a întors de vreme? I-am zis că eu dormeam, dar nu cred că ai venit așa târziu, i-am zis. Că eu dormeam, nu te-am auzit. De ce nu m-a întrebat? Da, să mă întrebi. O să te întrebi. Vreți știi, să o întrebi pe Anca că a fost cu mine. Da, chiar, că tu te-ai întors cu ea. Acum s-a ajuns într-o etapă în care fiecare trage de... Fiecare trage apă la el. Corect. Și acum, desigur, e normal să se voteze în altul. Indiferent de amicieți, indiferent de situații, indiferent de chestii. Asta e, să termină. Da, dar oricum mai ții cont de omul care ți-a fost aproape în anumite momente, care te-a susținut, care știi că, nu știu, tu ai te atacă cineva, el te ajută pe tine. Că e important chestia da, asta. Da, eu am văzut foarte multe chestii cum de Sorin, da, pe parte vorbea bine pe conexiune, pe parte îmi spunea, ah, păi nu, dădeai, inducea la băieți o altă gândire. Am văzut și am uitat. Dar ce să induci, Anca, că tu aici ai putea să-mi induci mie ceva? Eu dacă, ca și persoană, îți fermă pe poziția mea, păi tu poți să vorbești păi mult da, și bine. Da, că știind că băieții deja au niște anumite gânduri la ceva, tu nu te duci tu acolo să alimentezi de moment ce... a spus de iubita. Nu mă refer la chestia trecută. Eu mă refer la multe chestii care am observat, am văzut, pentru că eu mă mai uit la emisiune să văd și ce gândesc băieții pe partea cealaltă, nu doar ce vorbim noi aici. Da, și din partea lui am văzut anumite chestii care nu mi-au plăcut. Da, am observat la Cristian. E câteodată chiar enervant. Eu nu țin minte ultima oară când am vorbit cu el. El nu știe să asculte, fată, jur că el nu știe să asculte. El e zodia aia ca Alin. Începe și vorbește, dar nu te mai lasă să răspunzi, numai vorbește în continuu, și tot încerci să răspunzi. Las că pe Sorina las să vorbească. Știi nimic, te las. Pe alții îi lasă, stai liniștit. Nu știu, mi-a luat o zi jumătate să aud un motiv din gura lui, care nici măcar ăla nu era... A lui, că l-au zis alții. Bine, dă-mi argumente, spune motive. Ați ți-am spus. Dă-i părerea mea. Dă-mi argumente, dă motive. Dă-i părerea, dar eu am zis că e părerea mea. Dă-mi argumente, dă motive. Părerea lui, avea și argumente. Dar dacă el are părerea, dar fără argumente, miroase a părerea lui altcineva. Și atât.
Mai ții minte când au vorbit toți acolo în grădină? Păi, de ce s-a luat? Atunci m-a luat apărare el, dar pe partea cealaltă, m-a luat apărare în dreapta și în stânga au spus. Ce au spus? Faptul că l-au studiat pe Ionuț, l-au studiat pe fiecare băieț și acum se mulează după fiecare dintre voi. Da, în asta nu-i nimic rău, Anca, păi asta o fac și eu. Cum vorbesc cu tine, poate nu pot să vorbesc cu ea. Cum vorbesc cu Ionuț, nu pot să vorbesc cu Radu. Și invers, și spui că e așa. Îți permiți alt fel de limbaj, alt fel de comportament. Eu am observat și la tine că faci chestia asta. E ca și când, măi, dacă odată eu luat apărarea, odată eu luat apărarea, nu înseamnă că dacă trebuie să ne aduce la aminte, nu mai știi când m-a luat apărarea, acum nu știu cât timp, dar să știu cum argumentează și ce a zis. De ce a zis Sorin că stimulează ea după fiecare persoană? Dar asta nu e un lucru rău. Și asta noi nu, nu, critică, nu mă interesează. Deși eu mă mulez și de mine se poate spune același lucru. Fetelor, pentru mine, faptul că, nu știu, de exemplu, ea e lângă mine, Sorina e lângă mine, când, de exemplu, mie mi-e greu, chiar și poate și-mi ia apărarea în unele situații, pentru mine asta e important. Eu în considerație fac faptul ăsta. Odată dacă tu faci ceva greșit, odată că faci ceva greșit și te atrage unul din ei doi, atenția, care, băi, au fost lângă tine, te superi? Nu, nu mă superi. De ce să mă superi? Mico, cum ai zis tu acum și de Radu, că te așteptai din partea lui să se comporte altfel cu Sorin, nu să-i dea votul lui în gală, că au fost tot timpul prieteni. Da, pentru că erau niște discuții la hotel și dai vot. Și chestia lui, că dacă ei au cerut, că mie nu m-a plăcut, sincer, cum ai dat-o și acum când ai fost acolo, că eu de-aia m-am aprins, că ai zis că o să fii mai puternică pentru că toți vă vrem afară. Noi nu v-am vrut niciun afară. Dacă voi doi ați cerut chestia asta, de ce să nu o duce până la capăt? Aia a fost toată chestia. Voi acum. Știi cum s-a văzut? Aici fiecare a cerut la un moment, dar și până la urmă a fost cum s-a văzut. De câte ori a cerut? Că... Nu, eu am cerut odată, dar băieții nu au fost de acord să mă voteze. Nu-i și nu numai odată, ai cerut de multe ori, plângând că vrei acasă. Știu, dar și vouă vi se pare că eu vreodată am dat în careva dacă m-a votat Sorin sau unul din... Nu, aici e vorba de mine, că eu simțeam că eu îi dau vot de lider lui Radu, încerc să-l ridic, să-l protejez, să nu știu ce, și el vine când ideea dorește. Mie nu-mi plac oamenii, de ce nu? Dar cum mă condamn, exemplu, dar mie îmi place să știu că mă pot baza pe un om. Da, dacă am vorbit despre azi și ceva e alb, nu-mi schimb mâine în negru, că atunci și mă conformez de pe tine. Uite aici tot ce se întâmplă, azi e bine, mâine e prost. Tu ai simțit să-l ridici pe Radu, nu te ceru de Radu. Da, pentru că eu îl consideram prieten. Dar nu contează, dacă ce se vede de la Sorin, că Radu vrea să elimine într-un fel concurența. Și a vrut să-l dea afară. Nu, e adevărat, nu e adevărat. Dar Radu îl doare pe Radu în Sorin. Crede-mă că... Diana, pe bune. Vreți să spuneți că Radu nu vrea până în finală? Tata, vrea până în finală. Dar dacă Sorin nu zicea, Radu niciodată nu a dat un vot la Sorin sau la foștii concurenți. Dar Sorin v-a spus pe conexiune acum că a vorbit cu Radu la hotel. Ce n-ați înțeles? Ce a vorbit cu Radu la hotel? A vorbit despre asta. Cu plecare și nu mai plecăm. O vorbit. Asta e ideea, că noi nu suntem acolo. Ei la hotel, ei știu ce vorbesc. Și eu de înțeles, că nu mai vrea. Oricum, de câte ori a fost întrebat, a zis faceți ce vreți. N-a zis nici da, nici nu. Păi da, știu, că aia e toată chestia. Și tu, cum vii cu anumite argumente, cum ai băgat acum chestia asta, că pe mine de-aia m-a deranjat, e ca și când se pare că voi doi, pe voi doi nu vă vrea nimeni în casa asta, noi toți dăm în voi, nu e ca și când Sorin a zis tare și mare că vreau să plecăm, se ridică în picioare, de acum stop. Nu te supăra, eu chiar asta am văzut. Când prindeți un moment bun, noi chiar suntem acolo în față, cum a fost și atunci prima dată. Eu am cerut să fiu eliminată. Odată a fost, într-adevăr, când ați fost voi doi în față. Da, de așa niciodată nu a fost votat Sorin. Și chestiile astea nu le vedeți. Da, vedeți numai o dată când sunt la... Nu a fost pentru că știați că o să fie votat de la noi un băiat slab și că nu are rost. Știați, strategie, asta nu e strategie, nu, Mico, dragă. Dar aia e toată chestia, Anca, dacă o dai și tu acum, că e ca și când voi luptați acum, că ați văzut voi că noi vă vrem afară, Sorin și-a cerut să iasă afară împreună cu tine, că nu vii bine aici, ok? Când au văzut, de fapt, că stai, că chiar noi, concurenții de aici, chiar vă dăm afară, practic, că v-ați dorit asta, s-o întorzi iar. Nu e ca și când noi ne-am dorit să ieșiți voi doi afară, să plecați acasă. Nu. Eu știu că cu tine în baie vorbeam și ți-am zis că tu fac mai este mult, mai stați un pic, nu știu ce, dar dacă voi vă cereți și cum ai venit și atunci a plâns la hotel că voi vreți să plecați sau una alta, păi depinde și cum vorbești, că chiar vă doreați să plecați. Dar nimeni nu să vă mai voteze, eu cel puțin nu vă votez. Nu mi-e frică de votul ăla, nu mi-e frică. Nu pot să vorbesc în numele meu. Eu nu să vă mai votez, dacă eu știu că vreți să rămâneți aici, ok, treaba voastră. Nu să credeți voi că noi în continuu facem lucrul ăsta.
eu cum mi-am dorit să plec atunci și nu m-au votat băieții și m-au ținut în casă, ok, am înțeles, dar niciodată nu m-am apucat să zic, Radu, păi eu, tu m-ai votat atunci și vezi că o să țin toată viața. Nu, Larisa, dar uite că tu ți-ai dorit de atâtea ori și ei nu te-au votat, dar Sorin, nu m-au zis odată și da, la Sorina au mers lucrurile prea sus. Sorina e bărbat, scuză-mă. Dacă un bărbat da, zice un lucru, mai mult se știa cumva prin prisma ei. Se știa că de la mine s-a de mai multe ori atunci în gală, era ferm convins că el vrea să plece acasă. Și-a mers prea departe lucrurile. Că și pe Nicu vedem la hotel, că ea nu-și mai dorea. Poate tu când nu-ți dorea, Ionuț nu-și dorea să pleci. Și oarecum te-a ținut în casă, și adică n-a fost din ambele părți. Oricum, da. Eu le-am cerut atunci la băieți, că nu m-au votat băieții, că au ținut cont de Ionuț. Eu puteam să fac pe un patru că m-au votat odată de, nu. Da, de noi m-au votat Sorin, nu Radu niciodată. Sorin, și atunci eu am apreciat chestia asta. Nu e ca și când eu după aia m-am gândit, măi Sorin, tu mai știi că și tu mi-ai dat votul atunci, să mă apuc să bag asta. Mie asta nu-mi plac. Ca și când m-au votat pe mine atunci, exact. Când am votat pe pe mine au votat atunci? Nu dacă tu ți-ai dorit, pe mine, trebuie să-ți schimbi chestia aia, băi omule, și dacă ai votat. Da, de faza aia nici măcar n-am zis nimic. Atunci când ați votat practic toate, l-ați votat pe el, n-am zis nimic, ar fi fost culmea, el o cerut atunci, okay, da, am înțeles. Spunem. Dar acum când era vorba că eu sunt lider cu Radu și Ionuț și așa, scuză-mă, n-am mai cerut nimeni, nici măcar nu s-a difuzat gala respectivă în care noi am cerut, deci practic noi încă am fost votați în continuare.